Dinamo a luat bătaie la primul meci cu Bonetti antrenor. Câinii au fost învinși cu 4-2 de nou promovata Astra Ploiești sub privirile șefilor Borcea, Badea și Florian Walter, proaspăt plecat dintre acționarii albroșii. Andone a fost și el la meci pentru a discuta transferul lui Dănciulescu la Arabi. Dinamo a intrat în era Bonetti cu stângul, italianul a jucat 4-1-4-1, iar câinii au fost bătuți cu 4-2 de Astra Ploiești, echipă care le-a dat două goluri în 4 minute. Bonetti a început cu atache, Homei, Goian, Moții, Pulhac, Izvoranu, Zicu, Boștină, Dănciulescu, Adrian Cristea și Marius Niculae. Zicu și Dănciulescu au dat golurile dinamoviștilor. La meci au asistat Cristi Vorcea, Niculae Badea, Cornel Dinu și Florian Walter, cel care a anunțat că se retrage de la Dinamo pentru a investi la Universitatea Cluj. Ioan Andone a fost și el la primul meci al lui Dinamo pentru a discuta transferul lui Dănciulescu la Al Ahli Dubai, noua echipă a Fălcoșului.